Dacă vă provoc să descrieți într-un cuvânt sau, nu știu, în câteva cuvinte, actuala clasă politică, cum ați face-o? Nu, e o clasă politică incompetentă. Deci, hai să o luăm simplu. Aveți o mușcă în studio. Da. Poate vă auzi că spuneți lucruri. Vreți să spuneți lucruri și au trimis să nu fie o dronă. Glumesc, vă rog. Păi, hai să luăm lucrurile simplu. Ciolacu e președintele PSD, da? Este. Comparați-l cu Năstase. Da, e greu. Pe locul în care stați dumneavoastră acum, stați și Năstase, o să ajungem și la deci, discuția. Deci, comparați-l cu Adrian Năstase. Ciucă, Neanicu, generalul, este președintele liberalilor. 2 stele, 3 stele, nu câte are, nu știu câte. 3, 4, nu știu, cred că le are pe toate. Comparați-l cu Stolojan, comparați-l cu Stoica, ca un politic, care au fost lideri liberali. Deci, mi-a zis de Stolojan, îmi fuge gândul la imaginea aceea în care plângeați pe omorul lui, domnul președinte. Chiar nici nu mai știu ce face. Da, dar asta nu ia cu nimic din realitatea pregătirii lui profesionale. Nu putem spune că Stolojan nu înțelegea ce e cu țara asta. Cred că chiar și Crin Antonescu, dacă nu greșesc, nu era nici el. Crin Antonescu, un alt lider liberal care nu poate fi comparat coleg, Ciucă. Coleg bruxelez cu dumneavoastră, nu de parlament, dar și el pe acolo. Înțeleg că stă foarte mult pe la Bruxelles, domnul Antonescu. Păi stă cu doamna. Da. Sincer,